Imaginați-vă. Imaginați-vă că într-o seară ieșiți afară să vă plimbați. E liniște, e frumos. Și apoi, neașteptat și spre surpriza dumneavoastră, de undeva din față, dintr-un colț, cineva începe să tragă cu pistolul. Evident, ce faceți în momentul ăsta? Poftiți? Te lași jos, te ascunzi. Nu știi încă încotro se trage, nu știi nici de ce se trage, nu știi nimic. Așa că te lași jos și încerci să evaluezi situația și te ridici puțin și miști o creangă care se afla în apropierea ta și descoperi că respectiva persoană chiar trage în direcția ta. Și apoi te duci în altă parte târându-te și mai miști o altă creangă și descoperi că trage după tine. Și nu știi de ce se întâmplă treaba asta. Te apropii mai mult de locul de unde se trage. Și spre surpriza ta, descoperi că e un prieten al tău care trage. Și nu înțelegi de ce se tragă, că e prieten cu tine. Și cum te miști, ești sub ploaie de gloanțe și din nou nu se mai termină situația și te apropii mai mult și prin întuneric, pentru că e seară, te concentrezi și spre surpriza ta observi că prietenul tău care trage după tine e legat la ochi. Și când vezi lucrul ăsta, următoarea întrebare este: dar cum de știe unde sunt eu? De ce trage exact în direcția mea? Și mai stai și te mai miști și cauți un alt unghi unde să vezi mai bine și până la urmă descoperi că e altcineva lângă el care îi spune unde să tragă. Cam așa e cu confuzia, dragii mei. Și de la începutul întâlnirii noastre aici, spuneam că una dintre cele mai ciudate situații este momentul în care un om trăiește în confuzie. În scenariul pe care l-am creat împreună, cel legat la ochi trăiește în confuzie. Dar vă rog să observați că un om care trăiește în confuzie, el va trebui totuși până la urmă să asculte de cineva. El va trebui să ia niște informații. Să presupunem că el nu vede, să presupunem că el nu știe. Totuși, el niște informații trebuie să le ia de undeva. Și când nu știi de unde iei informațiile și când nu știi de ce iei informațiile respective, poți să fii cel mai ușor manipulat. Poți să fii cel mai ușor pus într-o situație în care să lovești fără să vrei în cel mai aproape de tine, în prietenul tău sau în altă parte. Scenariul respectiv nu face altceva decât identifică niște personaje cărora vă rog să le puneți nume. Deci în momentul ăsta vă rog să mă ajutați. Puneți-le nume. Cine este cel care stă lângă omul legat la ochi? Dați-i un nume. Poftiți? Dați-i un nume, spuneți-i pe nume. Este rolul diabolic să lege oamenii la ochi și apoi orbește să-i pună să facă lucruri de care ei nu sunt conștienți că le fac. Să nu vă supărați niciodată dacă un prieten vă dă o palmă, pentru că nu el a gândit să facă treaba asta. El e doar legat la ochi. Să nu vă supărați pe cineva care vă face un rău. Pentru că, încă o dată, e doar legat la ochi. Marea majoritate dintre noi facem lucruri pe care
dacă ne-am dat seama de realitatea lor, probabil că nu le-am face niciodată. Dar legați la ochi, le facem și provocăm în jurul nostru durere. Încă o dată, introducerea mea din această seară ar vrea să pună în evidență faptul că nu avem voie să ne lăsăm legați la ochi. Mă înțelegeți? Nu avem voie să ne lăsăm legați la ochi. Nu avem voie să stăm în confuzie. Nu putem să spunem, dacă suntem legați la ochi, nu putem să spunem, nu-mi pasă, lasă că merge și așa. Nu vă lăsați legați la ochi de Dumnezeul veacului acestuia. În seara asta, încă o seară de deschidere a ochilor. Înainte să începem, am un răspuns pentru dumneavoastră. Are cineva vreo întrebare? Seara trecută vi s-au dat foi, vi s-au dat creioane, n-a scris nimeni nicio întrebare. Din punctul meu de vedere și din experiența mea, când nimeni nu pune întrebare, înseamnă că nimeni nu e interesat. Punctul 1. Punctul numărul 2. Înseamnă că nu există un dialog real între mine care prezint și între dumneavoastră care ascultați. Vreau să vă spun că eu nu sunt popă. Dacă aș fi popă, probabil că eu mi-aș face treaba mea pe acești 10 metri pătrați și nu m-ar interesa de dumneavoastră. Probabil că m-aș întoarce și cu spatele și aș ține slujba așa, iar dumneavoastră, dacă vreți să fiți aici, bine, dacă nu puteți să plecați. Dar nu sunt popă. Eu am nevoie să știu dacă ceea ce spunem, dacă ceea ce învățăm a și ajuns undeva la sufletul nostru. Pentru mine întrebările sunt extrem de importante. Prima săptămână nu am deschis cutia cu întrebări pentru că am vrut să mă obișnuiesc eu cu dumneavoastră și mai ales dumneavoastră cu mine. Dar în săptămâna a doua, fără întrebări, nu mergem mai departe, să știți. Și vreau să vă spun un lucru. Nu vreau întrebări de la cei care sunt pocăiți de multă vreme. Nu mă interesează pe frații mei să-mi pună întrebări. Nu. Mă interesează musafirii, oaspeții, cei care au întrebări oneste, adevărate, profunde, zbuciumul sufletului. Poate să fie în legătură cu tema sau poate să nu fie în legătură cu tema. Aveți o problemă dumneavoastră acasă, ceva din Scriptură, un lucru, nu înțelegeți, pică prost, e de andoaselea. Vă rog frumos, scrieți! Nu contează când va ajunge la mine. Dacă îl scrieți acum, trimiteți-l în față. Cineva să aducă hârtiile în față. Și le vom lua și vom încerca să răspundem când avem timp. În legătură cu cei care sunt online, scrieți online. Nu vă știe nimeni. Nu vă cunoaște nimeni. Nu vă reproșează nimeni că n-ați întrebat ce trebuie. Nici măcar nu vă va reproșa dacă întrebarea nu este politicoasă. Nu tonul mă interesează și nu politețea mă interesează. Mă interesează capacitatea de a dialoga. Este extrem de importantă. Asta este religia, să știți. Religia este un exercițiu al minții și al sufletului. Și Scriptura spune că din mulțimea sfetnicilor vine înțelepciune. Cu alte cuvinte, a întreba și a căuta sfătuitori este un lucru care ține de adevărata și reala înțelepciune. Nu eu vă voi sfătui, vă promit. Voi încerca să lase cuvântul să vorbească. Și în condițiile acestea, cuvântul vă va răspunde. Deci, începând din momentul acesta, aștept întrebări. Aștept ca să scrieți. Vă mulțumesc. Haideți să începem, pentru că este târziu.
Voi ruga media să-mi puneți primul slide. Vă mulțumesc. Da. Ce observați? Ce aveți în față? E planeta Pământ, dar mai observați că nu este așezată într-o situație normală, este plină cu lanțuri. Este vorba de un pământ înlănțuit. Foarte interesant un lucru. Omul fără de legi sau liberalismul modern a promis că prin darea la o parte a legii omul va deveni liber. Deci, cineva s-a preocupat să taie lanțurile. Și ideea a fost că tăierea acestor lanțuri ar fi darea la o parte a unor legi sau a unei legi care țin pe oameni înlănțuiți. Textul care mi-a tras atenția în legătură cu lucrul ăsta este textul din 2 Petru 2 cu 19, care spune așa: sunt oameni care făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. E foarte ciudată această situație, să vină un om stricat la tine și să-ți spună: eu sunt liber. Și să stai față în față cu el și tu nu ești stricat, ba încă ești un om onest, cinstit, și să arate spre tine și să spună: tu ești legat. Tu nu ești liber. Ați pățit asta vreodată? Da sau nu? Tatăl meu nu mă lăsa să plec de acasă. Îi zicea el în hoimeg, adică în hoinăreală. El zicea: ai treabă, tu stai acasă, că ai ceva de făcut. Aveam un coleg pe nume Tănase Ion, care venea la mine și eram colegi de clasă și spunea: iar n-ai venit la fotbal ieri, măi, iar n-ai fost la film. Și așa mai departe. Da, te ține taică-tu legat, a? Așa îmi spunea. Eu eram cel legat. El era cel liber. Și ca să fie situația și mai așa, uneori nu reușea să-mi spună că mă ține tata legat, dar făcea așa. Și îmi făcea semn că mă ține sub papuc, sub călcâi. Și a rămas așa. Pentru mine a fost destul de greu să-i demonstrez: stai puțin, Ioane, eu nu sunt legat. Eu mă simt liber, mie îmi place așa. Știți de ce mi-era greu să demonstrez? Pentru că uneori mă întrebam dacă n-are dreptate. De asta mi-era greu să demonstrez. Uneori îmi ziceam: păi, dar parcă i-ar fi bine dacă m-ar lăsa și pe mine tata. Știți cât îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat? Că și așa i-am făcut destule necazuri. Dar păi dacă mă lăsa. Știți ce înseamnă o lume fără lege? Oamenii spun că dacă n-ar fi nicio lege, fiecare dintre noi am avea propria noastră lege și am reușit să ne direcționăm cumva viața și am învățat să trăim. Merge pe ideea aceea dialectică a binelui și a răului. Se spune: băi omule, faci odată un lucru și dacă te arde, a doua oară nu-l mai faci. Dacă ți iese, vei merge mai departe. Înseamnă că tu alegi binele și răul. Tu-l alegi. Am avut o colegă la un moment dat care îmi spunea: păi nu merge așa să-i spui omului ce e rău și ce e bine, pentru că fiecare în dreptul lui are alt fel de bine. Și am întrebat-o: băi Diana, dar de unde ai tu teoria asta? Și am spune, zice: păi uite să vezi, mama întotdeauna îmi spune să nu ies cu capul gol prin ploaie, că o să răcesc. Mamelor, e adevărat?
Spuneți același lucru copiilor? Și Diana începe și îmi spune: dar mie îmi place să ies cu capul gol prin ploaie. Mie îmi place să simt apa cum înșiruie pe aici și mi-intră după gât. Și argumentul ei: și n-am răcit niciodată. Poftim. Mai zi ceva. Are dreptate sau nu? Știți, relativismul situației: și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, până la urmă niciunul nu are dreptate. Dar, în sfârșit, așa spunea Diana. Păi ideea aceasta a mers Satan atunci când i-a propus omului dialectica cunoașterii, spunând: veți cunoaște binele și răul și vă descurcați voi la fața locului, că doar aveți minte să deosebești ce te arde de ceea ce nu te arde. Vă aduceți aminte că în întâlnirile noastre anterioare am spus că ceva nu-i bine în toată judecata asta? Vă aduceți aminte ce anume am zis că nu e bun? Vă amintiți? E ca la examen. Dragii mei, am spus așa: cu păcatul nu e ca cu focul, ci cu păcatul e ca și cu... Exact, așa este. Ca și cu o boală contagioasă. Cu focul te arzi odată și după aceea zici: au, nu mai pun mâna în viața mea pe foc. Cu o boală contagioasă, și mai ales dacă este incurabilă, și am dat eu ca exemplu atunci anumite feluri de lepră. Dacă te atingi, se ia. Și după ce s-a luat, dacă este incurabilă, nu te mai poți vindeca. Cu alte cuvinte, deci, înainte să te atingi, trebuie să te gândești dacă vrei să fii sănătos sau lepros. Înainte, că după ce te-ai atins, după aceea nu mai poți să spui: știi ce, nu mai vreau să fiu bolnav. Că e adevărat, nu o să mai vrei să fii bolnav, dar degeaba, că e prea târziu. Cam asta este ideea pe care Satan o promovează atunci când zice: n-ar trebui oare ca să dăm legea la o parte și fiecare să se descurce? Semnul acela Nike: just do it. Fă-o, măi. Fă-o odată. Păi de ce să o faci? Fă-o, că pe urmă nu mai poți să dai înapoi. Asta e ideea lui. Că dacă ai putea să reiei, să reîntorci toate lucrurile, ar fi ok. Dar dacă te atingi și după aceea ai stricat totul, e ca cu dacă ai băgat degetele în priză. După ce ai băgat degetele în priză, după aceea degeaba spui: nu mai vreau, că deja s-a produs scurt-circuitul. V-ați imaginat cum ar fi o societate fără nicio lege? Fără de lege. Vreau să vă spun că, în primul rând, e o societate imposibilă. Adică nu există. Societatea fără lege nu există. De ce nu există? Pentru că în momentul în care cineva hotărăște să nu fie nicio lege, deja el a instituit o lege. El a dat un decret prin care a zis să nu existe nicio lege. Dar el a enunțat o lege în momentul acela. El a spus, de fapt, să nu existe nicio altă lege făcută în afara mea. Dar eu acum fac legile, deci să nu fie nicio lege. Nu există în sistemul nostru posibilitatea existenței fără nicio lege. Nu există, este imposibil. Adică în momentul în care, atunci, în situația respectivă, cineva ar veni cu o lege și ar spune: uite, asta este noua lege, cel ce a enunțat ideea că nu poate să fie nicio lege, el ar spune: dar eu v-am spus să nu fie nicio lege. Păi pe ce bază contrazici pe celălalt? Pe ce bază anulezi o lege? Și răspunsul este: nu poți anula o lege decât pe baza unei alte legi. Deci, repet, în momentul în care cineva vrea să anuleze toate legile și să fie fără de lege, în momentul acela el enunță o lege. Și atunci când Satan a vrut să desființeze legea lui Dumnezeu, el de fapt a enunțat propria sa lege.
Mai rămâneți cu mine puțin la un exemplu. E o reducere la absurd. Uneori jenantă, dar e de folos. Imaginați-vă că în cadrul acestei inițiative de a desfința orice lege, societatea de mâine ar desfința căsătoria. Ar desfința căsătoria. Și ar spune așa, este interzis de acum înainte ca vreun bărbat să spună aceasta este femeia mea. Și de aici înainte, vreo femeie să spună acesta este bărbatul meu. Pentru că dacă va zice lucrul acesta, asta înseamnă exploatare. Înțelegeți? Deja se gândește așa. Adică dacă eu spun aceasta este femeia mea, este un act de proprietate, de posesiune și este ilegal din punct de vedere al libertății. Fiecare om trebuie să fie liber. Și atunci nimeni nu mai poate să spună acesta este femeia mea sau acesta este bărbatul meu. E libertate. Vreau să vă întreb un lucru. Știți ce ar fi imposibil din momentul acela? Gândiți-vă puțin și răspundeți-mi. Știți ce ar fi imposibil? Respectiva persoană va pretinde că vi-a dat libertatea. Dar aș vrea să văd dacă știți ce vi-a furat. În schimb. Poftiți? Fericirea, mulțumesc. Altfel, să fiți puțin mai preciși, mai exact. Mulțumesc. Din momentul acela nu mai poți iubi. Vi-a furat dreptul de a iubi. Pentru că dacă te îndrăgostești de o fată, ca eu de soția mea, dacă te îndrăgostești de o fată și spui m-am îndrăgostit de ea, ea este a mea și ea e îndrăgostită de mine, este al meu, în momentul acela dragostea este și reprezintă călcarea fără de legii. Înțelegeți? Dragostea reprezintă prima și fundamentala călcare a fără de legii, a acelei legi care funcționează pentru ca să fim toți liberi în gândirea lor. Am făcut cu dumneavoastră un exercițiu de gândire, atâta tot, pentru ca să înțeleg mai bine textul care spune aici, le făgăduiesc libertatea sau le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Le făgăduiesc slobozenia, adică fără de legea, care este în opinia lor libertatea, în timp ce ei sunt robi. Ei nu pot iubi, ei nu pot să fie credincioși, ei nu pot să fie fideli, ei nu cunosc libertatea aceasta a lui Dumnezeu. Libertatea de a fi fidel, libertatea de a fi credincios, libertatea de a fi fericit. Libertatea asta nu o cunosc. Și este vorba de cel de-al doilea fel de libertate și anume legea sau porunca slobozeniei. Iacob 1:25. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei. Ce lege a instituit Dumnezeu? Dumnezeu a zis că între cele două modele în care nimeni nu iubește pentru a fi liber și între celălalt în care toată lumea iubește pentru a fi rob, Dumnezeu a zis, singura lege a fericirii este să iubești. Și atunci devii slujitorul celuilalt de plăcere și îți dai viața pentru fericirea aceasta. Cu referire la legea lui Dumnezeu, vreau să vă întreb, cine este autorul celor 10 porunci? Moise sau Dumnezeu? Sigur că da, ăsta este răspunsul. Textul de aici spune, când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat două table de piatră care erau ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.
le avea pregătite. A stat de vorbă cu el și pe urmă le-a luat și le-a dat. Știți de ce am pus întrebarea asta? Pentru că sunt o serie de oameni și de comentatori care zic așa, stai puțin. Moise s-a suit pe munte și timp de 40 de zile n-a făcut altceva decât a scris el cele 10 porunci. Le-a dăltuit el cu ciocanul. Vreau să vă spun că dacă lucrurile stau așa atunci, probabil că ar merita să comparăm cele 10 porunci pe care le-a zis Moise cu codul legilor lui Hammurabi sau cu alte sisteme legislative care existau la vremea respectivă. Și am putea spune, băi, inteligent a fost Moise, uite ce a făcut, e o capodoperă și așa mai departe. Dar dacă le-a scris Dumnezeu, atunci n-are rost nici măcar să luăm în considerație celelalte sisteme legislative. Nici măcar atât. Situația este cu totul alta. Din punct de vedere al Scripturii și din punct de vedere al acestei realități, realitatea asta îmi prezintă planeta albastră sau pământul meu într-o situație total diferită de restul universului. Restul universului este un univers în care legile lui Dumnezeu sunt recunoscute. Sunt în funcție. Legea lui Dumnezeu pe celelalte, eu știu, galaxii, funcționează perfect. Singura planetă în univers care iese din sistemul acesta legal se numește Pământ. Pământul este singura planetă fără de lege. Ciudată situație. Și dintr-o dată Dumnezeu se apropie de ființa umană și pe muntele Sinai are loc ceea ce numim astăzi într-o planetă fără de lege. Dumnezeu vine și intervine cu legea. Care lege? Poftiți? Legea universului, legea universală. Și este intenția lui Dumnezeu de a aduce și planeta aceasta fără de lege, să o aducă în armonie cu restul universului. Asta se întâmplă pe muntele Sinai. Dumnezeu îi dă lui Moise o lege existentă în univers. Cu aplicație la pământ. Cu, eu știu, cazuri specifice, adică atunci când spune și robul tău și roaba ta și fiul tău și fiica ta și străinul care este în casa ta, ăstea sunt cazuri sau realități specifice acestei planete. Dar când spune să nu ucizi, din punct de vedere universal, spuneți-mi la cine se referă această poruncă. Cui spune Dumnezeu pentru prima dată să nu ucizi? Căci el de la început era ucigaș și tatăl minciunii. Cui a spus pentru prima dată să nu ucizi? Lui Lucifer. Porunca aia să nu ucizi era pentru el. În momentul în care a început războiul din ceruri, Dumnezeu face din legea lui un aparat de siguranță pentru univers și scoate activitatea lui Satan sau lui Lucifer, o scoate în afara legii sau face să fie condamnată de lege. Când zice să nu minți, cui spune prima dată să nu minți? Celui ce este tată al minciunii. Desfrâul nu este doar desfrâul carnal și fizic. Este călcarea credincioșiei față de Dumnezeu. Se spune că Esau a fost desfrânat. Păi Esau n-a comis vreun păcat carnal. Esau doar și-a vândut dreptul de întâi născut. Și Dumnezeu numește asta desfrânare. Călcarea poruncii a câta?
A șaptea. Evident, lumea a fost creată în 7 zile. Ziua a șaptea este sabatul lui Dumnezeu, în conformitate cu planeta aceasta. Pentru că în 7 zile a creat Dumnezeu cerul și pământul. Se poate întâmpla ca o altă planetă să fie creată în mai multe zile sau mai puține zile? Se poate? Sigur că da. Nu e nicio problemă. Cu toate acestea, este sabatul un semn universal al creațiunii lui Dumnezeu? Fiecare planetă are semnul acesta al creațiunii ei. Astfel încât sabatul, la urma urmei, unește universul acesta prin creațiune în ceea ce privește închinarea față de Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci, conceptul acesta că legea celor 10 porunci reflectă realitatea cerească este surprins de Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum e în cer și pe pământ. Nu există alt model pentru planeta aceasta decât cerul. O altă problemă cu care aș dori să ne batem puțin acum sau să o dezbatem este cele 10 porunci au fost scrise de Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine, da? Întrebarea mea este mai precis. În cadrul celor 3 persoane ale Dumnezeirii, cine a scris cele 10 porunci pentru Moise? Cine? Tatăl din cer. Tatăl din cer, mulțumesc. Mai are cineva vreo altă părere? Cineva spune Iisus Hristos. Întrebarea mea este cine? Tatăl sau Domnul Iisus Hristos? E o problemă în mintea noastră. De la ereziile din primele secole am moștenit un soi de schizofrenie. Așa, mi se rupe mintea în două. Noi am studiat până acum că Biblia e o singură carte. Și toată lumea a fost de acord că e o singură carte. Dar a rămas în mintea noastră următorul lucru și anume că legea celor 10 porunci nu e prea bună. Și harul din Noul Testament ne salvează pe noi. Ați întâlnit ideea asta? De ce harul e bun și legea celor 10 porunci nu este bună? Este ca și cum ar fi cele două lucruri ar fi fost date de doi Dumnezei. Un Dumnezeu mai rău în Vechiul Testament a dat legea și un Dumnezeu mai bun în Noul Testament a dat harul. Și toată lumea zice, noi suntem cu cine? Cu Dumnezeu, da, din Noul Testament. Nu cu Dumnezeu din Vechiul Testament. Treaba asta nu ne o explicăm foarte clar de fiecare dată. Dar e în mintea noastră. Și facem o greșeală fundamentală aici. Haideți să citim împreună câteva versete care ar putea să ne dea o idee despre ce se întâmplă. Psalm 99:7. Zice așa, El le-a vorbit din stâlpul de nor și ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Deci, ce observ aici? Cel ce era în stâlpul de nor a fost prezent și la Sinai, la darea legii. Este același. Cine poate să fie? Cine poate să fie? Aș dori să observați un lucru și anume, Tatăl nu vorbește niciodată direct cu omul. Niciodată. Întotdeauna cel care preia cuvântul Tatălui și îl aduce către om este cel ce mijlocește. Și cel ce mijlocește este
Iisus Hristos. Veți citi în alte părți, cum Sfânta Scriptură, că cel ce a mers în stâlpul de foc este îngerul care este înaintea feței lui. Și îngerul care este înaintea feței lui face referire directă la Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama care este importanța sau rezultatul acestui fel de a gândi? Domnul Iisus Hristos a dat cele 10 porunci. Mai are cineva curajul să pună harul și legea unele împotriva altora? Când dădătorul legii și dădătorul harului este același Dumnezeu? Doi. E vorba de Moise. În Evrei, capitolul 11, cu 26, mi se spune, Moise socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât tot Egiptul. Eu am trecut de foarte multe ori peste textul acesta și n-am băgat de seamă un lucru extrem de simplu. Când Moise scria despre Dumnezeu în cărțile lui, despre cine scria? V-ați gândit că Moise avea în vedere pe Iisus Hristos? El nu vorbea în termeni generali. El se gândea la Domnul Iisus Hristos. Zice că ocara lui Hristos era aceea care îl urmărea pe Moise și ocara lui Hristos l-a făcut pe Moise să plece din țara Egiptului. Iar el s-a întâlnit la rug cu cine? Acolo a făcut cunoștință cu eu sunt cel ce sunt. Cel care mai târziu în Noul Testament, în Ioan capitolul 8 spune de la început eu îți spun că sunt sau înainte de Avram eu sunt și a folosit aceeași expresie ca și în rug. Și au pus mâna pe pietre să-L ucidă pe Domnul Iisus Hristos din cauza că s-a făcut una cu Dumnezeu. La rug s-a întâlnit Iisus Hristos cu Moise. În stâlpul de foc și de nor, cine îi vorbea lui Moise? Aceleași Iisus Hristos. Pe muntele Sinai, cine a vorbit cu Moise? Același Domn Iisus Hristos. Legea nu este a unui alt Dumnezeu, mai rău, mai mic sau altfel. Legea este, cele 10 porunci, sunt ale lui Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos mai târziu vorbește cu Cleopa pe drum, când aceștia mergeau dezamăgiți acasă, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Cleopa, sau Ioan povestește că Domnul Iisus a început să le vorbească de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era scris cu privire la El. În Vechiul Testament tot ce era scris era în legătură cu Iisus Hristos și despre Iisus Hristos. Și atunci pe muntele Sinai cine este? Este Iisus Hristos. Mai departe, următorul text. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, spune Domnul Iisus Hristos direct, personal. Pentru că Moise a scris despre mine. Punct. Moise a scris despre Domnul Iisus Hristos. Repet ca și concluzie. Cine era pe muntele Sinai? Iisus Hristos. Cine dădea legea? Iisus Hristos. Mă întorc puțin. Legea este mărturia războiului din cer. Când scrie acolo să nu ucizi, înseamnă că războiul începuse în cer. Erau victime. Satan era cel care conducea războiul. Contra ofensiva împotriva lui Satan era purtată de cine? Cine purta contra ofensiva? Cine apăra cerul de atacurile lui Satan? Cine? Voivodul Mihail? Cine e voivodul Mihail? Iisus Hristos. E normal ca Iisus Hristos să vină cu legea cerului pe o planetă unde se mutase războiul. Cerul era liber de război.
Se mutase războiul pe pământ. Mureau oameni pe pământ. Se mințea pe pământ. Se fura pe pământ. Se poftea pe pământ. Se călca legea lui Dumnezeu. Era un război și era totul anapoda. Și riscam să nu mai știm cine suntem. Și atunci a venit voivodul Mihail cu legea care a fost baza ordinii cerului și de asemenea baza victoriei sale în ceruri. Repet, baza biruinței sale în ceruri. Și a dus legea aceea și a făcut o lege pentru pământ. Cel puțin pentru aceia care doresc să îl urmeze pe el. E așa de important să înțelegem lucrul ăsta. De ce e legea bună? Nu e rea legea? Astăzi m-a oprit poliția. Conduceam. Radarul. Pe aici, pe la dumneavoastră. Știți, pe lângă magazinul acela K&K. M-a oprit. Mi-a spus că mergeam cu viteză prea mare. Vreau să vă întreb, mi-a convenit? Mi-a dat amendă. Credeți că am fost fericit? I-am spus, iartă-mă că nu știu ce, că n-a mers. Încă o dată, legea e bună? E bună. Păi spuneți mie că a fost bună. Deci, este limpede, dragii mei, pentru ăla care o calcă, legea nu-i bună. Eu care am călcat legea și care am mers cu viteză, nu pot să spun că legea care îmi dă mie amendă e bună. Nu? Dar pentru cine e bună? E bună pentru aceea care intră într-un accident cu unul ca mine. Accidentul reprezintă coliziunea aceea, războiul ăla din ceruri. Pum! Și dacă se întâmplă ca eu, din cauza vitezei, să nu stăpânesc situația și să lovesc pe altcineva, atunci legea e tare bună pentru ăla care a mers regulamentar. Pentru că toată vina și toate consecințele de despăgubire vor fi ale cui? Ale mele, care a mers cu viteză mare. Dar pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, pentru că nu e unul care să meargă cum trebuie, din cauza asta pentru tot omul legea nu pare bună. Pentru tot omul legea pare restrictivă, pare plină de pedepse și așa mai departe. Și tare ar aștepta să se desfințeze legea. Că dacă n-ar fi lege, ar fi bine. Și nu știm ce vrem. Sau nu știm ce ne dorim. Nu știm cum ar fi fără de lege. Bun. Și atunci, haideți să citim puțin, să vedem ce lumină face Scriptura. Roman, capitolul 7, cu versetul 12. Legea negreșit este sfântă, dreaptă și bună. Vreau să vă spun, am auzit pe foarte mulți oameni care spun că legea e sfântă și că legea e dreaptă. Dar n-am auzit pe nimeni spunând că legea e bună. Și cei care o spun, o spun așa de dragul de a fi în acord cu Scriptura, dar nu de dragul că chiar cred treaba asta. Mergând mai departe, Roman, capitolul 4, cu 15, și unde nu este lege, acolo nu este nici călcare de lege sau fără de lege. Deci observați ce face legea. Legea este cea care identifică fără de legea. Omul fără de lege despre care vorbim în seara asta este identificat de lege. Și dacă se întâmplă cumva să nu existe lege, atunci omul legii este neidentificabil. Nimeni nu-l mai poate recunoaște.
E normal ca omul regii, omul fără de legii să trăiască în mijlocul nostru și nimeni să nu știe cine este? E normal ca omul fără de legii să-și implementeze stilul lui de viață asupra noastră și noi să zicem că așa trebuie să fie? E normal? Din cauza asta Dumnezeu a dat legea. Și a spus că în momentul în care a dat legea, a dat-o pentru ca omul fără de legii să poată să fie recunoscut de tine și de mine. Tu poți să recunoști omul fără de legii. Mai departe. Zice aici, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Textul este foarte puternic, nu știu dacă îl înțelegeți dumneavoastră, dar textul spune așa, că în momentul în care calci legea, ce faci? Necinstești pe Dumnezeu. Nu e cale de mijloc. Ai călcat legea, ai călcat una dintre cele 10 porunci, atunci tu necinstești pe Dumnezeu. Păi vă dați seama de câtă vreme creștinismul necinstește pe Dumnezeu prin călcarea poruncii a patra? Noi ținem 8 porunci, ținem 9 porunci, ținem... Dar dacă calci o singură poruncă, le calci pe toate. Și ce faci? Necinstești pe Dumnezeu. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu face sforțări atât de mari pentru a convinge ființa umană să țină legea lui Dumnezeu în totalitatea ei, vrea să facă lucrul acesta pentru a ne ajuta să ieșim din zona de necinstire a lui Dumnezeu. Ultimul text. Și dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, noi am fi găsiți păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Observați unde ajungem. Că asta este problema omului fără de legii. Omul fără de legii zice că el este neprihănit, dar în realitate el este păcătos. Omul fără de legii este acela care desfințează legea lui Dumnezeu pentru ca el să poată trăi oricum, fără nicio problemă, în libertate, în ghilimele. Și în timp ce face lucrul acesta, el să susțină că el n-are nicio vină, afectând modelul cristic, zice, îl face pe Hristos să fie un slujitor, nu al neprihănirii, ci un slujitor al păcatului. Dumnezeu necinstit, Iisus Hristos, un slujitor al păcatului. Fără de legea nu mai poate să fie identificată. Legea nu mai este bună, nici sfântă, nici dreaptă, ci este condamnată. Astea sunt lucrările omului fără de legii. Am o problemă aici, vom merge imediat mai departe, dar problema mea este titlul de anticrist. Îl folosește toată lumea. În media, în filme, în ziare, peste tot, devine din ce în ce mai popular. Ați băgat de seamă că nimeni nu folosește titlul omul fără de legii? Nu se folosește nici în filme, nici în media, pe niciunde omul fără de legii. De ce oare? Deși anticristul este tot un acum omul fără de legii. Dar de ce nu se folosește și al doilea titlu? Din ce cauză? Pentru că dacă ar folosi titlul de omul fără de legii, s-ar arăta foarte clar că scopul lui anticrist este desfințarea legii lui Dumnezeu. Deci scopul lui anticrist este desfințarea legii lui Dumnezeu. Altfel, anticrist este un cuvânt foarte mare, așa, pe care îl folosim la orice. Și este adevărat că sunt multe nuanțele de luptă împotriva lui Dumnezeu. Dar scopul primar, cel mai important, este promovarea fără de legii. Repede spre un alt lucru. Noi știm că la Sinai s-a dat legea. Vreau să vă întreb, mai știți un alt eveniment care s-a întâmplat la Sinai? În același loc. Pe același munte. Poftiți? Tot aia este
tablele, vițelul de aur, tot acolo suntem. Dar vreun alt eveniment total distinct. Poftiți? Cu tremure. Nu, mulțumesc. Alt eveniment. Poftiți? Mai târziu în Noul Testament. Nu, eu mă refer la tot atunci, în aceeași perioadă. În Vechiul Testament. Poftiți? Vițelul ține de Sinai. Ține de, de același lucru. Dumnezeu a dat cele 10 porunci și imediat după aceea a fost vițelul. Dar un alt eveniment care n-are nimic de a face cu darea legii. Mulțumesc. Cine a zis apa din stâncă? Știți ce înseamnă apa din stâncă? Apa din stâncă este simbolul unui Hristos lovit. Și țineți minte că la Sinai a fost atât simbolul lovirii lui Iisus Hristos, cât și legea. Cele două au fost în același loc. Haideți să citim împreună. Este aproape incredibil, dar uitați-l aici. Iată, zice, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Care era simbolul? Eu voi fi înaintea ta. Tu vei lovi stânca, vei lovi stânca, adică pe cine? Pe Iisus Hristos. Vei lovi pe Iisus Hristos și va curge apă. Este simbolul a ce? Ziceți, un Hristos lovit, ce simbol e? Jertfa, crucea lui Iisus Hristos, este simbolul crucii. Un simbol antic, de pe vremea lui Moise, în care dacă vrei să ai apă vie, lovește crucea. Și Domnul Iisus Hristos spune, din inima lui vor curge izvoare sau râuri de apă vie. Din inima cui? Zice acolo, dacă însetează cineva să vină la mine, la mine care sunt stânca lovită și din el va curge izvoare de apă, cu referire exact la crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și asta s-a întâmplat la Horeb. Ioan 7:38, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Acum, vă rog frumos, citiți și ultimul verset de jos, în legătură cu cele 10 porunci. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el, unde? La Horeb. E același munte. Observați, este stânca Horebului sus, este muntele Horebului, Horebul sau Sinaiul, sunt două nume pentru același munte. Sunt două nume pentru același munte. Și aici zice, a pus Moise în el la Horeb când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Aș vrea să înțelegem. La Sinai nu sunt doar cele 10 porunci. La Sinai este și simbolul crucificării și simbolul harului. Sunt cele două. Harul și legea sunt împreună. Păstrați această imagine, păstrați această realitate în mintea dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe. Legea nu se numește doar legea celor 10 porunci. E foarte interesant. Aici v-am pus câteva texte în legătură cu faptul că legea s-a numit mărturia. Apoi cortul, chivotul s-a numit chivotul mărturiei și cortul s-a numit cortul mărturiei. De ce mărturie? De ce mărturie? În Apocalips se spune martorul credincios și adevărat. Legea este legea lui Iisus Hristos. Martorul credincios și adevărat mărturisește în legătură cu noi prin cele 10 porunci. Este modalitatea de lucru a lui Iisus Hristos. Vechiul Testament spune din mine va ieși legea. Din mine va ieși legea. Din Dumnezeu, din Iisus Hristos vor ieși cele 10 porunci.
Mă grăbesc, să știți. Și vă spun lucrul acesta ca să rămâneți încă cu mine. Că altfel vă pierd. De asemenea, cele două table de piatră s-au numit tablele legământului. Și este important pentru noi în cadrul peceților. Pentru că pecetluirea are loc în cadrul legământului cu Dumnezeu. Iar legământul cu Dumnezeu ține de cele 10 porunci. Apropo, aș vrea să citiți cu mine, nu știu dacă puteți să citiți de acolo, dar în Evrei, capitolul 10 cu 16, Dumnezeu vorbește despre realitatea Noului Testament atunci când spune: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inima lor. Și iată ce face Dumnezeu pentru ființa umană prin Iisus Hristos. Asta este lucrarea lui Iisus Hristos. Legea este legea lui Iisus Hristos. Și prin crucificarea Domnului Iisus Hristos, legea asta care a fost în Vechiul Testament pe niște table de piatră, este luată și pusă unde? În ființa umană. Așa apar sfinții. Așa apar sfinții. Apocalips capitolul 12, Apocalips capitolul 14, sfinții care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Credința lui Iisus Hristos. Același lucru. Legea lui Dumnezeu nu are capăt. Nu are final. Matei 5, să nu credeți că am venit să stric legea, să proroci. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte să se fi întâmplat toate aceste lucruri. Păi noi zicem, noi. Sunt creștini care spun, stai puțin, nu, legea e doar pentru Vechiul Testament. Apocalips 11 cu 19, fascinant. La final de tot, înainte de venirea lui Iisus Hristos, cerul se deschide și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. S-a văzut chivotul legământului său în templul său. Chivotul cu legea lui Dumnezeu. Finalul istoriei acestui pământ se termină în felul ăsta. Cu legea lui Dumnezeu afișată în ochii planetei întregi. De unde până unde ne împodmolim și ne împiedicăm de lege atât de mult? De ce? Este elementul suveranității fără timp a lui Dumnezeu. Legea sa. Haideți să citim ceva împreună. Nu-l vom comenta. Dar așa, doar de dragul de a observa. Vreau să vă spun că Apostolul Pavel susține legea lui Dumnezeu. Deși foarte mulți sunt cei care spun că Apostolul Pavel luptă împotriva legii lui Dumnezeu și promovează harul, fiți atenți. Romani 6 cu 1 și 2. Ce vom zice? Să păcătuim mereu să se mulțească harul? Nici de cum. 2. Romani 7 cu 7. Ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Galaten 3. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Luați întotdeauna din Sfânta Scriptură cuvântul nici de cum în epistolele lui Pavel și veți vedea ce hotărât este el în ceea ce privește valabilitatea legii lui Dumnezeu. Nici de cum. Și acum, în câteva minute, care este scopul omului fără de legi? Revin cu textul acesta care l-am pus de multe ori înaintea dumneavoastră, dar avem nevoie de el pentru a înțelege. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinți și se va încumeta să schimbe legea lui Dumnezeu. Cine?
Există în procesul istoriei noastre un factor cheie care are ca scop schimbarea legii lui Dumnezeu și care urmărește lucrul acesta de peste 6.000 de ani. În toată istoria urmărește atât. Să schimbe legea lui Dumnezeu. Punct. A încercat, n-a reușit. A încercat, n-a reușit. Va reuși? Sfinții lui, sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. În alte părți se spune până când puterea poporului Dumnezeu va fi zdrobită de tot. Aproape să zici că reușește. Asta este ideea. Aproape că reușește. Asta este omul fără de legi. Ce strategie are? Care-i strategia? Matei 7. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Vă rog să observați de unde vine strategia în primul rând. Strategia vine pe linie profetică. Profeții mincinoși au strategia aceasta. Dar în timp ce se începe așa, realitatea este cu totul alta. 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu 4. Venirea lui Iisus Hristos nu va fi înainte să fi venit lepădarea de credință și să se fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Cine? Acest om care nu calcă legea lui Dumnezeu. E o deosebire între călcarea legii lui Dumnezeu și fără de lege. Fără de lege este altceva. Fără de lege este nu doar călcarea unei legi, ci desființarea legii. Omul fără de lege este o personalitate, este un produs uman, dacă doriți, al unei istorii întregi, în care omul dă la o parte legea lui Dumnezeu și nu-i pasă de ea. Nu doar că din greșeală, nu doar că din neștiință calcă o poruncă aici și acolo, nu. Este o revoltă sau o revoluție împotriva legii lui Dumnezeu care dorește să o anuleze. Și pentru că dorește anularea legii lui Dumnezeu, zice, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Vreau să vă spun, câtă vreme legea lui Dumnezeu este în funcție, lucrul acesta nu poate să aibă loc. Câtă vreme există legea lui Dumnezeu, nimeni nu se poate așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dați legea la o parte și atunci lucrul ăsta devine posibil. Este visul lui Satan de a ajunge acolo, de a ajunge Dumnezeul acestei lumi prin darea la o parte a legii. Vreau să înțelegem doar un lucru și anume, treaba e serioasă. Atacul împotriva legii lui Dumnezeu cu astfel de urmări este foarte puternic în zilele noastre. În momentul în care legea lui Dumnezeu este dată la o parte, procesul nu s-a terminat. Ăsta este faza 1. Faza 2 este, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și în momentul în care legea este dată la o parte, oamenii nu vor mai putea să facă diferența între cine este omul fără de legii sau anticrist și cine este Hristos. Din cauza aceasta va fi posibil ca Hristos să vină, iertați-mă, Hristos și falși să vină. Din cauza aceasta oamenii vor zice, iată-l în odăițe ascunse sau iată-l în pustie și vor merge în stânga și în dreapta după năluciri. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune să nu vă duceți și să nu credeți. Din ce cauză se vor duce și vor crede? Din ce cauză? Pentru că legea a fost dată la o parte. Și când legea a fost dată la o parte, atunci orice miracol, orice nălucire îți va lua ochii și mintea. Dragii mei, Pavel spunea, fiți atenți că taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din drumul ei. Există anumite
temporizatoare, anumite frâne pe care le folosește Dumnezeu pentru ca încă legea Lui să mai poată să fie activă printre noi, dar nu mult timp. Va veni o vreme când Dumnezeu va lua aceste obstacole și atunci această revoluție împotriva legii lui Dumnezeu va exploda pur și simplu. Haideți să iubim acum această orânduire a lucrurilor lui Dumnezeu, pentru că atunci va fi prea târziu. Haideți acum să iubim legea lui Dumnezeu și ascultarea de El, pentru că atunci va fi prea de tot. Va fi forță atunci. Va fi uluire. Va fi confuzie. Pentru că arătarea anticristului, cu alte cuvinte, elementele care vor da la o parte legea lui Dumnezeu, se vor face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase. Se numește cum se numește? Se numește paranormal. Cărțile de paranormal pe care le aveți dumneavoastră peste tot, în biblioteci, pe dughene, în piață, peste tot, cărți de science fiction și așa mai departe. Toate astea nu fac altceva decât pregătesc calea pentru așa ceva. De asemenea, spune cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce n-au primit dragostea adevărului, ei vor fi aceia care vor accepta acest lucru. Aș vrea să vă invit să ne întoarcem la dragostea de Dumnezeu. Toți care n-au crezut adevărul vor primi și vor crede o minciună. Toți. De asta vă invit în seara asta. Haideți să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că legea lui Dumnezeu este cea mai frumoasă realitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Este ca și cum Dumnezeu ne-ar mai porunci încă o dată: iubiți-vă soțiile. Iubiți-vă soții. Nu poate să fie nimic mai frumos, mai autentic și mai fericit decât această poruncă. Că legea lui Dumnezeu vă oferă baza pentru fericire. Vă invit să îmi permiteți doar ca la final să citesc din Psalmul 1. Așa începe psaltirea, cu primul psalm. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Amin? Amin. N-aș vrea să deveniți niște oameni plini de stereotipuri. Nu legea ne oferă mântuirea, dar legea este aceea care dă la o parte răul și dă la o parte eroarea din viața noastră și, dacă vreți, legea lui Dumnezeu este aceea care ne dă la o parte ceea ce ne leagă ochii. Vorbeam la început. Legea este aceea care ne ajută să vedem din nou ce se întâmplă și să identificăm omul fără de legii și pe Iisus Hristos. Legea ne ajută să înțelegem mântuirea Lui și crucea Lui și sângele Său care s-a jertfit și s-a vărsat pentru mine și pentru tine. Este cazul să facem lumină în viața noastră. Psalmul continuă. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi. Să n-aveți niciodată încredere în filozofia celui rău, în argumentul lui anticrist, dacă vreți. Ei sunt ca pleava care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății. Haideți să ne pregătim pentru momentul în care vom intra la judecată, așa cum spune Iov, ca un... Nu știu dacă ați prins textul acela. Și aș vrea să merg înaintea lui ca un domn
Și el spune de momentul în care el se va duce înaintea lui Dumnezeu ca un domn, ca un om nobil. Neprihănitul care cunoaște legea lui Dumnezeu va păși înaintea lui ca un prinț. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierzare. Iubitul meu prieten, am mai făcut încă o incursiune în seara aceasta într-un domeniu extrem de actual. Ziua de mâine și evenimentele de acum încolo sunt definite în termenii aceștia. Poporul lui Dumnezeu este chemat să ia atitudine vis-a-vis de adevăr și vis-a-vis de legea lui Iisus Hristos. Nu există alt sistem legislativ mai bun, mai vechi, cu alte cuvinte, cu mai multă experiență și de asemenea cu mai multă și mai bună proiecție în viitor. Toți aceia care se vor întoarce la legea lui Dumnezeu vor avea șansa unui drum autentic înainte. Aș vrea să te invit să gândești lucrul acesta. Aș vrea să te invit să crezi că Iisus Hristos te binecuvintează în momentul în care vei descoperi drumul acesta nou. Aș vrea să te invit ca rugăciunea din seara asta, rugăciunea asta finală, să te poată aduce în condiția în care să lași pe Domnul tău să-ți poruncească. Adică Iisus Hristos să fie acela care să-ți vorbească. Poate să zici în felul următor: Doamne, mai poruncește-mi odată. Mai spune-mi odată ca să pot să te ascult. Ce zici dacă ei spune în felul ăsta? Doamne, mai poruncește-mi încă odată ca să te pot asculta. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Părinte Sfânt, ridicându-te înaintea ta în respect și în adorație, în numele Domnului Iisus Hristos venim să-ți spunem și să-ți mulțumim pentru că ne-ai dat posibilitatea de a fi martori unei legi atât de minunate și atât de extraordinare. Îți mulțumim că datorită ție, în mijlocul unei confuzii generale, ne-ai putut da posibilitatea să știm care e voia ta. Să știm ce vrei tu de la noi. Și să știm că voia ta sau dorința ta în legătură cu noi este mai de preț decât orice. Amin. Doamne, mă rog pentru aceia care sunt oaspeți casei tale acum. Mă rog pentru aceia care au venit aici așteptând lumină de la tine. Te rog să faci, Doamne, ca această perspectivă a legii și a poruncilor tale să aducă în mintea noastră gândul că suntem legați de tronul tău. Și că aceeași lege care funcționează în univers ne leagă și viața noastră de tine. Și în mijlocul unei planete fără de lege avem încă privilegiul acela de a înțelege și de a păstra legea ta ca semn al lucrării tale în noi. Tată bun, înnobilează-ne cu cuvântul tău. Apără-ne cu legea ta. Mântuiește-ne prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și fă-ne gata ca tu să vii din nou pe norii cerului. Amin. Amin.